Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv sunt Amelia Vulcu. Doamnelor și domnilor, eu locuiesc în Comuna Cristian. Iar absolut întâmplător, invitata mea din Comuna Cristian. Și atunci am spus așa, să ne concentrăm puțin pe această comună. Important, aș spune, având în vedere atât poziționarea geografică, pe de o parte, cât și sursele de finanțare. Din surse pe care o să le precizez, dar după campania electorală. Deocamdată sunt surse care doresc să-și păstreze anonimatul. Am aflat așa că pentru alegerile din 27 septembrie în Comuna Cristian s-au produs așa niște scindări într-unul dintre partidele politice importante și că lupta pentru fotoliul de primar s-a egalizat oarecum, dacă pot să spun așa, că nu mai există un candidat, sigur va ieși candidatul X și nu o să dau nume acum ca să nu dezavantajez pe nimeni. Informațiile sunt corecte în proporție de 100%, așadar, acolo în Comuna Cristian va fi o luptă în adevăratul sens al cuvântului pentru fotoliul de primar. O să încercăm în zilele următoare să vedem ce oferă fiecare candidat, acum toți promit. Asta primim și în multe dintre mesajele de pe pagina noastră de Facebook, brasovtv.com. Mi se scrie, toți promit înainte de alegeri, după ce se încheie votul, toți uită. Să vedem dacă se va întâmpla și de această dată așa, sigur, vom acorda atenție în egală măsură tuturor candidaților. Pentru astăzi, doamnelor și domnilor, așadar, alături de mine în studio, Ionuț Lucian Forfotă, de profesie jurist, care vrea să ajungă primarul Comunei Cristian. Bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Nu știu dacă sunt corecte informațiile, eu am încredere în sursele mele și să știți că de câte ori au spus ceva, așa a fost. O luptă în adevăratul sens al cuvântului pentru fotoliul de primar acolo la noi, la Cristian. Așa, da, așa este. S-a produs această ruptură. Așadar, aveți și dumneavoastră aceleași informații? Exact. Dar sunt vizibile, nu trebuie să fie niște informații secrete. Dacă știți cum este, noi suntem acolo în fiecare zi. Exact. Cei care ne urmăresc nu știu aceste detalii, motiv pentru care trebuie să le prezentăm public atât cât se poate. Da, un Forfăt. De vreo 15 ani locuiesc acolo, în Comuna Cristian, și văd, evident, și aspectele de bine și aspectele nu tocmai bune. De ce așa, dintr-o dată, am observat și în discuția de pregătire, doamnelor și domnilor, un avânt în cazul domnului Forfătă, de mâine ar începe, oamenii vor să știe cu ce vă ocupați. În primul rând, sunt jurist de profesie, acum sunt antreprenor, am o firmă care se ocupă cu activități de curățenie industrială și întreținere peisagistică, o firmă pentru care am accesat fonduri europene și mi-am achiziționat tot felul de utilaje pentru tot felul de, pentru ce înseamnă activitățile pe care eu le desfășur. Astfel încât să vă puteți desfășura activitatea. Și așa, gata, candidez, de unde a venit această decizie? Exact cum a spus și dumneavoastră, de atâția ani de zile, cu bune, cu rele, vedem și bune, vedem și rele, dar parcă în ultima perioadă nu prea să mai este nimic vizibil pentru toată comuna, ca să zic așa. Se vede un bine pentru un anumit sector al comunității, dar restul cetățenilor nu pot simți această stare de bine. Acum, trebuie să fim corecți, domnul Forfotă. Se lucrează, vedem, atât eu cât și dumneavoastră și nu doar noi. Ce susțineți? Că, practic, nu toți locuitorii comunei sunt tratați în mod egal în ceea ce privește... Da, pot să spun lucrul acesta, pentru că dacă ar fi fost într-un mod echitabil pentru toți cetățenii Comunei Cristian, cu siguranță probabil că ruptura nu s-ar fi produs. Lumea ar fi ales în continuare ceea ce ar fi fost acum 4 ani și așa mai departe și nu aș fi candidat pentru funcția de primar Comunei Cristian. Asta de vorbă cu oamenii, domnul Da, Forfăt. Și sunt foarte nemulțumiți. Sunt foarte nemulțumit, dar nu o să-mi spuneți că sunt mulțumit, dar pentru că dumneavoastră veți candida împotriva actualului primar. De ce? Pentru că, ținând cont de faptul că este o comună foarte bogată, sunt resurse și consider că se pot face mult mai multe lucruri în Comuna Cristian decât s-au făcut până acum.
A ajuns la mine următoarea informație, să-mi spuneți dacă este corectă. Se asfaltează în Cristian în zone unde nu sunt case. Așa este, este și vizibil. Sunt anumite zone în Comuna Cristian unde există asfalt, unde nu există nicio casă și într-adevăr există foarte multe zone, foarte multe străzi, foarte multe cartiere în care locuiesc zeci sau sute de familii în care nu există asfalt de ani de zile. Și s-ar impune... Și s-ar impune primul lucru, din punctul meu de vedere, ar trebui să ținem cont de locurile unde se locuiește. Deci nu unde locurile există... unde se urmează să se dezvolte să peste 2-3 ani. Sau să... Exact. Asta este o problemă din punctul meu de vedere și mi-ar place să se țină cont. Sunt cartiere foarte vechi în Cristian, care tot timpul au fost exploatate doar în perioada electorală și li s-a promis în stânga și în dreapta și nu s-a văzut nimic, nimic până acum. Eu aș ține cont de zonele care sunt locuite în primul rând și după aceea de zonele care sunt în curs de dezvoltare, că durează până se vor muta oamenii în acele zone să locuiască. Și până când va fi nevoie cu adevărat de... Exact. Nu am nimic împotriva să se dezvolte Cristianul. Sigur că nu. Dar trebuie să ținem cont de oamenii care locuiesc de zeci de ani în anumite zone și nu au facilitățile care ar trebui să le aibă. Ați încercat să discutați cu actuala administrație? Pentru că în momentul în care veniți și spuneți nu se face, este loc de mai bine, au avut loc discuții, a purtat dialog? Eu am participat înainte de pandemie la câteva ședințe de Consiliu Local, am văzut cum se desfășoară o ședință de Consiliu Local. Cum vi s-a părut? Mi se par un pic așa ciudate aceste ședințe de Consiliu Local pentru că, în primul rând, nu sunt transparente, nu se transmit nicăieri, nu se publică ceea ce se... Da, aceasta este o... Din punctul meu de vedere, ar fi foarte important ca aceste ședințe să fie făcute live, dacă se poate, printr-un post de televiziune sau, acum mai nou, și pe rețelele de socializare, se poate pune o cameră și să filmeze. Astfel încât orice locuitor interesat să se poată informa... Exact, și să vadă cine este împotrivă, progresul, cum se votează. Exact, și ar fi foarte important ca acest lucru poate pe viitor se va implementa, pentru că este un aspect foarte important. Cetățenii Comunei Cristian s-au înmulțit și nu mai sunt ce erau pe vremuri. Sunt oameni capabili, oameni deștepți, oameni gospodari, oameni harnici, dar nu mai pot fi duși de nasă și trebuie să știe și ei ce se întâmplă, chiar dacă ei nu au implicare directă. Și dacă ați fost în ședințele de Consiliu Local și ați văzut că nu se transmit, de exemplu, nu se transmit live, ați discutat acest subiect, ați întrebat de ce stăm ascunși aici în... Din păcate nu poți să ai o abordare directă cu cei care sunt în Consiliul Local, pentru că nu acceptă așa ceva. Deci e simplu, poți să ajungi în Consiliul Local, pentru că este Consiliul Local sau ședința de Consiliul Local este publică, poți doar să asiști la Consiliul Local, nu poți. Doar la eventuala diverse poți să spui două, trei lucruri. Păi așa se procedează, cu mânuța frumos ridicată, exact, ca la școală. Exact, dar prea multe lucruri nu ți se dă voie să spui. Deci este simplu. Dacă de mâine ați fi primar, care ar fi primul proiect pe care l-ați pune în practică? Deci, în primul rând, trebuie continuate și finalizate proiectele care sunt deja începute, pentru că contează foarte mult să ducem la bun sfârșit. Păi acum nu o să veniți să opriți ceva ce... Bineînțeles, dar până acum s-a întâmplat acest lucru. A pus în practică. Clar, deci nu sunt împotriva. Îmi doresc ca Cristianul să se dezvolte cât mai mult. Vreau ca cetățenii Comunei Cristian să simtă că trăiesc într-adevăr într-o comună bogată, deși în ultima perioadă, din câte știu, Comuna Cristian din primele locuri 2-3 a ajuns pe locurile 10-15. Deci dintr-o comună bogată am ajuns să fim o comună care avem datorii. Am ajuns să fim o comună care avem probleme din punct de vedere al administrației și asta m-a determinat foarte, foarte mult să fac pasul ăsta. Am stat deoparte cât am putut, dar am simțit că este momentul acum. Știu că se pot face multe lucruri. Am plecat de jos și toată lumea vorbește că e un copil care a plecat de jos, a muncit din greu. La adresa dumneavoastră. La adresa mea și mereu am realizat prin muncă. Gândiți-vă câte lucruri am putut să fac eu pentru Comuna Cristian fără bani. Îmi pun întrebarea câte aș putea să fac cu bani în Comuna Cristian. Îmi doresc adică, stați. Păi, cum ați făcut fără bani? Vreți să spuneți? Adică, că nu ați solicitat finanțări de la primărie și n-ați primit? Sau... Am solicitat și de la primărie finanțări, într-adevăr. Au fost momente când am fost finanțat, dar au fost și momente când nu am finanțat. Și chiar acum am vorbit și cu contabilul care se ocupă de partea economică. Exact. Da. Și în curând o să scoatem toată evidența economică și toate finanțările care le-am primit de la primărie și o să le fac public în ce ani am primit. Vi s-au adus acuzații și ca urmare ați luat decizia să faceți publice aceste documente astfel încât să se vadă în ce mod ați cheltuit
cheltuit banii? Exact. Au apărut și niște acuzații, din punctul meu de vedere, nefondate, pentru că nu sunt singurul ONG din Comuna Cristian care a primit finanțare. Finanțările pe care le-am primit eu au fost, ca să zic așa, se formește termen din popor, cam ce a trecut printre degete, adică ceva foarte puțin. În schimb, sunt foarte multe asociații care au primit foarte, foarte mulți bani și cred eu că nu pot justifica, dar nu este problema. Nu, aceasta este o acuzație gravă pe care nu o putem proba, vă rog frumos. Nu înseamnă că dumneavoastră este singurul corect de pe pământ, să fim serioși, domnul Forfotă, de la că ați luat decizia de a publica acele documente, înseamnă că probabil vi s-au adus niște acuzații, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră sunteți corect, iar ceilalți nu. Mi se pare corect ca lumea să știe ce finanțări am luat. Banii exact. Sunt banii din bugetul local. Exact, exact. Nu? Am participat la competiții naționale și internaționale, am câștigat și medalii de fiecare dată. Ați fost sportiv de performanță. Am fost sportiv de performanță până în 2008. În 2009 m-am lăsat de sport de performanță și am decis să nu mai... Despre ce sport vorbim? Este vorba de rugby. Este un sport destul de complex, destul de greu la prima vedere. Foarte dar greu, este, chiar. Este un sport, dacă îl înțelegi, este foarte ușor. În momentul în care n-ați mai practicat acest sport... V-ați orientat atenția către copii? Așa pentru este. Pentru că sunt și copii cu posibilități, foarte adevărat, ca de altfel în orice comunitate, însă sunt și copii care nu au aceste posibilități. Deci, din momentul în care m-am lăsat de activitatea sportivă, de performanță, am zis, dacă eu nu mai fac sport de performanță, aș putea să continui să fac sport, dar într-o altă manieră. Și am zis, dacă am ajuns la un nivel atât de înalt și am învățat atât de multe, pot să învăț pe copii măcar jumătate din cât știu eu și ei să ajungă la fel de sus cum am ajuns eu. Și am pus bazele clubului sportiv, dar și unei asociații culturale care se numește Junii Cristianului. Asta s-a întâmplat în 2009 când am fost ales vătaful Cetei de Zoritori și văzând foarte mulți tineri talentați, interesați de proiectele și interesați gândesc, de tradiție, de localitate, de comune și așa mai departe, am pus bazele acestei asociații culturale și am înființat ansamblul folcloric Junii Cristianului, care din punctul meu de vedere a avut un palmares deosebit pentru că în acea perioadă nu existau finanțări de la primărie și a fost făcut totul cum s-a putut. Adică foarte greoi. Sponsorizări mă gândesc, adică da, și cu vă rog ajutați-mă. Da, ceva de genul. Ceva de genul. Lumea a înțeles caracterul constructiv al acestor activități, s-au implicat fiecare după posibilități. Am crescut ușor, ușor în valoare și vreau să vă zic că am reușit un palmares deosebit, am readus la viață sărbătoarea mestecenilor în Comuna da, Cristian. Foarte frumos. O sărbătoare foarte frumoasă. Confirm, am participat și eu. Extraordinar. După foarte mulți ani nu s-a mai făcut, în schimb eu am făcut-o cu alai, cu cai, cu călăreți, cu trăsuri, cu mesteceni și să mergeam la fiecare fată din Cristian, pentru la fiecare fată care se preconiza ca fi demăritat și se punea un mesteac în la poartă pentru a se înțelege că acolo există o fată demăritat ca flăcăi din comună. Mână să o poată curta. Asta fiind un aspect, după care se făcea balul mestecilor, unde se alegea prințesa balului, se întâlneau toți cei care au primit și au cinstit flăcăii prin sat. Sunt foarte interesante aceste, dar cred că am trecut un pic prea repede peste partea de sport, domnul Forfăte. Și eu am făcut sport de performanță, să știți, și am lucrat și la catedră. Aveți sau există în momentul de față în Cristian terenuri la dispoziție pe care copiii să facă antrenamente? Au ce le trebuie? Există baze sportive? În momentul de față în Comuna Cristian aș putea să spun că există, dar nu există, pentru că ce înseamnă asta? Sunt două terenuri de sport în Comuna Cristian, cel vechi pe care îl știe toată lumea și mai există un teren nou în Comuna Cristian dat de curând în folosință, care el există fizic, în acte nu există ca și teren de sport și din câte am pot să și dovedesc acest lucru. Păi chiar vă rog. Acest teren este pus sub sechestru și nu-l poate folosi absolut nimeni. Asta a spus sub sechestru, din ce cauză? Din cauza faptului că primăria a acumulat niște datorii, a pierdut niște procese și acel cetățean care a câștigat procesele a pus sechestru pe... Cum probăm această afirmație? Avem, abia acum. În extrasul de carte funciară, în partea de jos, acolo unde sunt obiecțiunile și așa mai departe, scrie suma, numele cetățeanului, care trebuie să recupereze o anumită sumă. Ați pus întrebări oficial cu privire la această situație? Toată lumea încearcă să evite acest lucru și încearcă să ascundă că probabil ca să nu știe cât mai mulți cetățeni de această situație. Și atunci cum vă descurcați cu copiii pe care îi gestionați? Păi, antrenamentele le facem prin păduri, pe maidane, pe drumuri, pe unde putem și de curând am început să pun, de fapt încerc, încă mă lupt ca să pot să pun bazele unui centru sportiv
cu acces gratuit pentru toată lumea. Este vorba despre un teren de aproape 1,5 hectare. Am construit deja vestiarele, imediat vor fi date în folosință oficial, da, și cu grupuri sanitare și cu săl de repetiții și cu săl de toate felurile ce avem noi nevoie acolo. În schimb, la teren mai trebuie un pic lucrat, pentru că mai avem nevoie de pământ, trebuie să-l aducem la un nivel, trebuie făcut terasamentul, trebuie însămânțat gazon. Acolo mai este mult de lucru și să nu uităm, vorbim despre condiții de pandemie. Exact. Adică... Iar antrenamentele le facem cum putem, pe unde putem, iar meciurile pe partea sportivele le efectuăm doar în deplasare, pentru că acasă nu putem să facem... Deci, practic, nu există meci acasă, meci în deplasare, da? Doar în deplasare. Copii, toate și asta cu sprijinul Federației Române de Rugby, că ne-a permis să jucăm doar în deplasare. Este mai obositor, deși ne-am fi dorit și noi să jucăm acasă un meci, să vină părinții, să-și vadă copii. Una și alta, exact, nu? Dacă ne gândim prin prisma publicului. În schimb, ce am reușit să facem pe acel teren provizor momentan, am amenajat o plajă artificială, unde ne facem antrenamente și organizăm anual câte un turneu internațional de rugby, handball, volei, fotbal și așa mai departe. Știm că sportul este cel mai bun mesager. Exact. Deocamdată e pandemie, repet, și activitățile sunt explic... sistate, dar pentru viitor, vă rog. Mai ales pentru viitor, sportul, cred, pentru Comuna Cristian va fi o mină de aur, pentru că sunt foarte mulți copii talentați. Comuna Cristian nu prea are obiective turistice, dar având o bază sportivă care se poate fi folosit la nivel internațional, gândiți-vă câte competiții s-ar putea organiza, exact, plus ce derivă dintr-o astfel, exact, de și să putem implementa activitate. Turismul sportiv. La o competiție vin sute de sportivi cu părinți, cu suporteri și atunci s-ar putea caza în Cristian, la pensiuni. Păi sigur, asta înseamnă, practic... bani pentru, exact, exact, comună. Una este când vine un grup de 100-200 de persoane și una este când vin 2-3 persoane să plimbe prin Cristian și să se cazeze o noapte undeva. Aceste competiții se fac pe câteva zile cu număr mare de oameni și atunci impactul va fi vizibil pentru toată lumea și atunci toată lumea va avea de câștigat. Deci asta este unul din proiectele pe care vreau să le implementez, turismul sportiv la Cristian. Este foarte important, acum eu iubesc sportul, să știți, am fost și reporter de sport, mi-a plăcut foarte mult. Tocmai ce mi-a transmis colegul de la camera de filmat, mai avem 10 minute, cred că ne-ar fi trebuit o emisiune de vreo 3 ore, însă subiect foarte important și nu numai pentru Cristian, doamnelor și domnilor, în general, groapa de gunoi. Groapa de gunoi este chiar în vecinătatea clubului de copii, ca să zic așa, pe care mi-aș dori să o ecologizez în cel mai scurt timp și cât mai repede și cât mai modern. Vreau să spuneți, mi-aș dori să o ecologizez. Mi-aș dori personal așa de unul singur sau cum? Prin proiecte la nivel național, cu fonduri europene, pentru că de unul singur nu poți să faci nimic. E destul de complicat. Dar demersurile... Ați făcut ceva până acum? Da. Am început. Deci, practic, și terenul pe care eu îl am este o mică parte din groapa de gunoi, pe care am reușit să-l aduc la un nivel la care nu s-a așteptat multă lume. Și sunt foarte mândru de acest aspect. Se poate și vedea. Păi imaginea valorează mai mult decât 1000 de cuvinte. Exact. O să vedem. Motiv dacă pentru care vă invit la fața locului. Autoritățile, colaborare pe această linie? Pe acest subiect? Sincer, nu am văzut deschidere din partea autorităților pentru acest subiect. Acum, domnul Forfătă, să ne înțelegem, au ceva cu dumneavoastră? Ce le-ați făcut? Eu n-am făcut nimic la nimeni. Pentru că acum eu mă transform un pic în avocatul diavolului, dar tot îmi spuneți, nu vor pe... Acum, sincer, de unde personal, până unde povestea asta? Probabil că eu îmi doresc să fac mai mult decât cred mulți oameni că se pot face. Eu sunt un om foarte optimist și foarte ambițios și foarte luptător și când îmi pun ceva în cap, chiar vreau să realizez. Și sunt conștient că acea groapă de gunoi la un moment dat va fi ecologizată și mi-ar place să fie redată comunității sub un centru de angrement care să-l poată folosi toate vârstele din Cristian. Adică să fie teren de sport, cu pistă de alergare, cu un bazin, o piscină în aer liber, cu loc de joacă pentru copii. Domnul Forfătă, ce facem dacă unul dintre cei care ne urmăresc acum, vin și vă adresează următoarea întrebare. Promiteți? Dar de ce l-ați făcut până acum? Dar de ce veniți exact înainte de campania electorală să-mi spuneți voi face, voi drege, voi... De ce l-ați făcut până acum?
Dacă stăm, ce răspundeți? Dacă stăm să dăm un pic timp înapoi, de începând cu 2009-2010, sunt foarte multe activități pe care le-am făcut pentru comună până acum și nu s-au văzut. Acum am început oarecum să public, pentru că eu, inclusiv pe rețelele de socializare, nu am fost activ până în ultimii 2-3 ani. Dar am considerat că sunt foarte utile aceste rețele și este important ca lumea să știe, să fie la curent cu tot ce fac și ce se întâmplă. Și în ultimii 10 ani de zile am făcut după puterile mele. Deci, ce vă reproșați, domnul Forfăta? Sincer, nu pot să-mi reproșez nimic. Nu am ce să-mi reproșez, pentru că sunt conștient că dacă aș vrea să fac mai mult, ar trebui să am mai multe resurse. Atât am putut, sunt și un om simplu, ca toată lumea, cu două mâini, două picioare, un singur cap pe umeri, și atât am putut să fac. Și sunt mândru de ce am realizat până acum și sunt sigur că o să pot să fac mult mai multe decât am făcut până acum. Se tem adversarii politici? Poftim? Se tem adversarii politici? Aș putea să spun că da, foarte mult se tem. Deci din reacțiile pe care le văd zilnic în Comuna Cristian, foarte mulți adversari politici se tem de prezența mea în apariția acestei ipostaze. Domnul Forfăt, de ce ați ales ADN și n-ați ales PNL, PSD, Pro-România? Știți de ce? Este foarte simplu. Partidele mari, din câte am văzut, se tot rotesc. Din stânga, în dreapta, sunt mereu aceiași oameni. În schimb, eu îmi doresc ceva nou, ceva constructiv. ADN-ul este un partid nou, un partid care oferă o alternativă, un partid în care sunt oameni constructivi, oameni dedicați, oameni muncitori, oameni harnici, oameni care lumea nu-i poate arăta cu degetul. Și pentru mine asta a fost foarte important. Aș fi putut să mă duc poate la orice alt partid mai mare din sfera noastră, dar nu vreau să le pomenesc numele. Dar am considerat, prefer să plec la drum cu ceva nou, ca să fie mai sigură treaba și să fie transparență și să fie calitatea lucrurilei ce se va face. Pe dialog mă gândesc, pentru că am mai discutat cu colegi de-ai dumneavoastră care spuneau, nu vine ordinul pe verticală, asta facem, toată exact. Lumea execută. Și am încercat să evit cât s-a putut de mult acest lucru. La discuții. Am evitat acest lucru și faptul că sunt în partidul ADN acum, mi s-a conferit și mi s-a pus la dispoziție și posibilitatea pentru a fi eu cel care hotărăște și care pune în practică proiectele, și în cazul în care voi avea nevoie de ajutor, cu siguranță mă vor sprijini, dar nu să mi se vină directive de sus, să fac așa, să ofer contracte în stânga, să fac nu știu ce în dreapta. O mare problemă, știți foarte bine. Și este foarte important pentru mine, pentru că tot ce am făcut până acum pentru Comuna Cristian, am făcut fără să-mi dicteze nimeni. Am făcut ce am simțit și lucrurile au ieșit bine, chiar foarte bine. Și exact același lucru îmi doresc de acum încolo, să fac cât pot de mult, pentru că se poate. Resurse sunt, oamenii din Cristian sunt harnici, sunt gospodari, au inițiativă, vor să se implice și ei și trebuie să fie implicați și ei, ca să putem să rezolvăm cât mai repede toate problemele comunității. Vă referiți la dezbateri publice în adevăratul sens? Inclusiv dezbateri publice. Și nu la decizii care se iau... În primul rând, dezbateri publice, pentru a vedea ce este prioritar pentru comunitate și pentru cetățeni, după care punerea lor pe hârtie și implementarea lor într-un cadru legal. Acum, doamnelor și domnilor, eu astăzi am primit un apel telefonic în care mi s-a spus în felul următor, repet, nu o să dau nume, nu am cerut acordul persoanei, dar se potrivește foarte bine acest exemplu apropo de discuția pe care o purtăm. Mi s-a spus, se asfaltează pe strada X, 4 ani, n-am văzut pe nimeni. Astăzi au venit. Păi așa se face? Din punctul meu de vedere, nu așa se face. Deci este foarte complicat că se întâmplă acum pe ultima 100 de metri. Este important și că se face, chiar dacă este pe ultima 100 de metri, bine ar fi să se fi... Ceva de maniera, măcar acum, dacă... Exact. Dar, din punctul meu de vedere, s-ar fi putut face mult mai multe. Mult mai multe în Comuna Cristian, pentru că dacă era o comună săracă, mai ziceam, nu se poate, nu sunt fonduri, nu sunt resurse, nu avem echipă, nu avem oameni... De data aceasta, chiar nu se pune problema sub acest exact. Aspect. Plus că avem la îndemână fondurile europene. Ok, nu putem să facem poate cu toate resursele primăriei sau cu fondurile locale, dar se pot accesa fonduri europene nelimitat. Aici fără doar și poate și eu am mai spus și repet, exemplul Consiliului Județean este unul elocvent, văduvit de sume importante de la centru pe considerentul culorii politice și oamenii n-au avut încotro și s-au apucat și au făcut proiect. Acum, dacă revenim la situația Comunei Cristian, nu se poate spune că nu s-a lucrat, însă mă gândesc că perspectiva aceasta, cel puțin în ceea ce îi privește pe copii, este una foarte importantă. Copiii pentru că sunt de acolo viitorul. Pornește totul. Ei absolut, sunt viitorul și dacă absolut. Educăm corespunzător, le oferim un drum pe care ei se poată merge, va fi mult mai simplu, pentru că mai ușor educi un copil decât un adult.
Și tot timpul le-am explicat copiilor și părinților, pentru că sunt copii care au avut risc de abandon școlar, sunt copii care... Da, sunt și copii cu probleme, ca de altfel în orice, exact, în orice comunitate. Sigur, dar că, da, tot timpul le explicam și părinților, lăsați copilul să meargă la școală, pentru că el va crește mare și va avea o meserie. Dar sunt și astfel de situații în Cristian, știu și cunosc, așa cum știți și dumneavoastră, vă ascult. Acești copii, dacă vor merge la școală, își vor face o meserie, în primul rând se vor putea ajuta pe ei. Ajutându-se pe ei, își vor putea ajuta și familia, părinți, bunici și așa mai departe. În schimb, ei, dacă nu merg la școală, vor ajunge în aceeași situație în care sunt părinții lor acum. Aici considerați că trebuie să se intervină pe acest palier? Trebuie să facă niște proiecte sociale. Eu am în gând și am și schițat anumite lucruri. Este foarte ușor de implementat, dar trebuie să ajung acolo ca să pot să pun în practică acest lucru, pentru că doar printr-un simplu ONG e mai greu și mai complicat. Acum, domnul Forfotă, mai avem nici două minute. Povestiți-mi de cel mai mare foc de tabără, că am auzit o mie de discuții, cartea recordurilor, ce-i cu asta? Da, anul acesta împlinim 10 ani de activitate și educație culturală cu copiii și tinerii din Comuna Cristian și nu numai. Și am vrut să marcăm un pic acest eveniment, să facem un eveniment aniversar, ca să zic așa, totuși sunt 10 ani, nu sunt 2, nu sunt 3, și ne-am gândit să facem cel mai mare foc de tabără din lume. Și cred că va avea un impact extraordinar, dar din păcate nu putem să-l organizăm datorită situației. Dacă nu vă oprește, da, deocamdată. Dacă se vor ridica pandemia, restricțiile și pandemia va trece, atunci cu siguranță o să ne organizăm și o să-l punem în practică când va fi momentul. Sperăm anul acesta, dacă nu la anul, dar... Dar țineți de povestea aceasta, că să știți că emisiunea rămâne înregistrată. Da, știu. Și după câteva luni, după campania electorală și chiar anul viitor, după alegerile generale, o să vă caut și o să vă întreb, păi ați spus asta, păi... Puteți să veniți cu mare drag, focul deja este pregătit și în fiecare zi punem lemne. Lemnele sunt lemne recuperate din construcții, din groapa de gunoi, deci practic ecologizarea a început oarecum așa manual. Dăm la o parte lemn, anvelope, ce găsim pe acolo și le selectăm oarecum, fier și încercăm astfel să le reciclăm. Interesant. Da, deci focul de tabără este în curs de amenajare, ca să zic așa. Deci avem deja câta mai grămada de lemne pusă. Deocamdată, da, ne concentrăm pe măsurile pe care trebuie să le respectăm în condițiile generate de noul coronavirus. Interesante proiectele de acolo, să vedem dacă le veți și pune în practică sub o formă sau alta, pentru că vreau să cred că și dacă, indiferent de cum se va încheia această competiție electorală, veți continua aceste proiecte. Cu siguranță. Și un singur lucru ar vrea să vă mai spun, ținând cont de situația actuală cu acest virus, eu am ales să lupt altfel în această campanie electorală. Nu aș vrea să fac adunări, nu aș vrea să strâng grupuri de oameni, prefer să folosesc mai mult mass media, online-ul, pentru că îmi doresc să protejez cetățenii Comunei Cristian, îmi doresc să protejez echipa pe care o am. Sănătatea este cea mai importantă. Fără doar și poate. Și aceea o să fim mai mult activi online și în mass media decât o să fim fizic prin comună, pentru că este o modalitate ușoară de a ajunge în casele fiecăruia și vrem să evităm contactul cu... Da, astfel încât, repet ce am spus, sănătatea este cea mai importantă, exact, fără niciun fel de discuție. Vă mulțumesc pentru participare, domnul Forfot, este în cochii pe dumneavoastră, ne ce faceți acolo. Încheiem aici, domnilor și domnilor, ediția de astăzi. Vom mai veni și cu alte exemple din alte localități ale județului Brașov. Până la urmă, fără doar și poate, decizia este a fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt Amelia Vulcu, pe curând.